Vă salut, dragi prieteni și abonați ai canalului nostru. Sunt Cristian Alexandrescu și vă mulțumesc pentru atenția pe care o acordați tuturor documentarelor noastre. China reprezintă o regiune culturală puternic legată de civilizația antică ce a dominat aceste locuri. Această entitate multinațională se extinde în majoritatea Asiei de Est. Republica Populară Chineză, cunoscută comun ca China Populară, China Comunistă sau pur și simplu China, are controlul asupra Chinei continentale și teritoriilor autoguvernate Hong Kong din 1997 și Macao din 1999. Republica Populară Chineză este țara cea mai populată din lume, cu o populație de peste 1 miliard 350 de milioane de locuitori. Acoperind aproximativ 9,6 milioane de kilometri pătrați, China este ca mărimea suprafeței de uscat a doua țară din lume și a treia, a patra țară după suprafața totală în funcție de metoda de măsurare. Cel mai lung pod maritim din lume. Cel mai lung pod maritim din lume a fost inaugurat în octombrie 2018 în China și este una dintre cele mai spectaculoase realizări ale tehnologiei secolului 21. Acesta are o lungime de 54 de kilometri și leagă orașele Hong Kong, unul dintre cele 10 orașe cele mai moderne din lume, și Macao, un mic teritoriu cu statut de regiune autonomă din estul Chinei, fostă colonie portugheză, de Zhuhai. Orașul devenit în ultimii ani o destinație turistică renumită și un centru economic puternic în China de astăzi. Pentru a construi cel mai lung pod maritim din lume, chinezii au lucrat 7 ani, investind în jur de 15 miliarde de dolari, multă ingeniozitate și o muncă pe măsură. La realizarea proiectului au contribuit nu numai ingineri chinezi, ci și experți din Marea Britanie, Japonia, Elveția, Statele Unite ale Americii și Olanda. Autoritățile chineze au gândit realizarea acestei construcții grandioase, pe de o parte pentru a face mai ușor drumul navetiștilor între China continentală și orașele insulare, și pe de altă parte ca element cheie al unui program ambițios, acela de constituire a unei zone de golf, o zonă metropolitană, Greater Bay Area, pe o suprafață de 56.500 de kilometri pătrați, care să înglobeze 11 orașe cu aproximativ 70 de milioane de locuitori. Pentru a construi cel mai lung pod maritim din lume, cu o lățime de 34 de metri, împărțită în 6 benzi, s-au folosit peste 420.000 de tone de oțel, adică de aproximativ 60 de ori mai mult decât pentru turnul Eiffel. Din cei 54 de kilometri lungime, 6,7 km reprezintă lungimea unui tunel subteran, cel mai dificil de realizat, care se întinde între două insule plutitoare, fiecare de câte 100.000 de metri pătrați. Iar în structura tunelului intră 33 de elemente uriașe din oțel, fiecare cu o greutate de aproximativ 80 de tone. Podul a fost proiectat pentru a rezista la taifunuri și la seisme de până la 8 grade pe scala Richter. În afară de tunelul subteran, mai există alte 3 tunele la suprafață, podul fiind gândit pentru a reduce la jumătate timpul care era necesar pentru a parcurge distanța dintre cele 3 orașe. Se estimează că zilnic podul va fi traversat de peste 40.000 de vehicule, inclusiv mijloace de transport în comun, din 10 în 10 minute. Podul este interzis pentru pietoni și bicicliști. În timpul mediatizării evenimentului de inaugurare a construcției, cel mai lung pod maritim din lume, o serie de ziariști au făcut referire la unele fotografii care ar fi arătat că unele dintre blocurile de beton care susțin insula care adăpostește intrarea în tunelul subteran pe care se sprijină podul ar fi alunecat în larg, ceea ce ar conduce la infiltrarea apei în tunel. În schimb, directorul autostrăzilor din Hong Kong, în urma vizitelor la fața locului, a dat asigurări că nu e vorba de niciun pericol. E doar o impresie, deoarece respectivele blocuri nu au fost dispuse ordonat la nivelul insulei, ci sub apă. În 2015, China a bătut un nou record prin construcția celui mai înalt pod din lume. Podul de la Beipanyanjiang, înalt cât un bloc cu 200 de etaje, ridicat la înălțimea de 565 de metri deasupra solului,
Acest spot de 1,34 de kilometri leagă orașul Huanwei din provincia Yunnan de orașul Shuicheng din provincia Guihu, din sudul estul Chinei, scurtând timpul unei călătorii de la 4 ore la una singură. Această rută face parte dintr-un plan rutier mai amplu care să lege estul de vestul Chinei. Lucrările au costat în jur de 140 de milioane de euro și construcția a durat 2 ani. Proiectul a presupus depășirea multor probleme tehnice, precum fixarea stâlpilor de susținere înalți de peste 500 de metri, astfel încât să facă față vânturilor puternice. În 2016, tot în China, s-a deschis pentru public cel mai lung pod din sticlă din lume, pietonal, lung de 500 de metri, lat de 2 metri, la o înălțime de 300 de metri și pe care îl pot traversa 3.000 de persoane în același timp, dar pentru siguranță sunt acceptate doar câte 800 de persoane simultan. Acest pod leagă două faleze abrupte dintr-o zonă foarte pitorească din Hongyagu, din regiunea Pingshan, nu departe de Beijing. Faptul că este făcut din plăci de sticlă, peste 1.000 de plăci în total cu o grosime de 4 cm fiecare, cei care au traversat podul spun că această construcție oferă un spectacol fascinant. Alte două poduri, unul peste râul Beipan, altul în Sidue, deschis în 2009, ale căror costuri se ridică la $1.000.000, traversează văi adânci la o înălțime de aproape 500 de metri, fiind comparabile doar cu viaductul Millau din Franța, care deocamdată deține recordul mondial. Podul Tsinghua din Hong Kong este al 7-lea cel mai mare pod suspendat din lume, pe două niveluri, unul pentru circulația rutieră, altul pentru cea feroviară. Cu o lungime de 1377 de metri, el este și cel mai lung pod din lume care suportă trafic feroviar. Pe lângă cel mai lung pod maritim din lume, chinezii au un proiect în somptuosul Parc Natural Hunan, care face parte din patrimoniul UNESCO, să instaleze noi poduri transparente cu efect de oglindă, care să creeze superbe efecte optice în armonie cu peisajul. În acest scop au apelat la un cunoscut arhitect francez, Martin Duplantier. Acest loc a devenit și mai cunoscut după ce James Cameron, celebrul realizator american al filmului Avatar, a folosit superbele peisaje de la Hunan pentru imaginea planetei Pandora din filmul său. De-a lungul timpului, pe planetă s-au construit o serie de poduri care au stârnit curiozitatea și admirația întregii lumi. În minutele următoare vă voi prezenta cele mai spectaculoase poduri ale planetei. Podul Golden Gate, Golden Gate Bridge, podul Porții de Aur din San Francisco, Statele Unite, e considerat una din cele 7 minuni ale lumii moderne. Înainte ca cel mai lung pod maritim din lume să fie inaugurat în China, Golden Gate Bridge deținea acest record. Acest pod leagă orașul San Francisco, al 4-lea ca mărime din California, de orașul Sausalito, de pe coasta Golfului San Francisco. Podul Golden Gate traversează strâmtoarea cu același nume care face legătura cu Oceanul Pacific. Podul, dat în folosință în 1937, are o lungime de 2737 de metri, 6 benzi de circulație și se află la 150 de metri deasupra apei. Pentru construcția lui s-au folosit 75.000 de tone de oțel. Arhitectura podului Golden Gate este în stil Art Deco, mișcare artistică de la începutul secolului al XX-lea. Culoarea portocalie a podului, ca și ornamentele acestuia, inclusiv sistemul de iluminare, se datorează arhitectului Irving Murrow. Danemarca e cunoscută ca fiind țara unor poduri și tunele incredibil de spectaculoase, originale și îndrăznețe. Podul Øresund, de exemplu cel mai lung pod-tunel feroviar din Europa, are o lungime de 8 km, trece prin insula artificială Peparholm, din strâmtoarea Øresund și continuă cu un alt tunel de 4 km spre insula daneză Amager. Podul Øresund leagă în același timp rețele feroviare și rutiere din peninsula Scandinavia de Europa Centrală de vest. În Uruguay, în sud-estul Americii de Sud, există un pod în formă de cerc pe apă, conceput exclusiv în scop turistic de către arhitectul Rafael Vignoli, o idee ingenioasă care oferă turiștilor ocazia de a se bucura de peisaj. Podul Sheikh Zayed din Abu Dhabi, Emiratele Arabe, ridicat în cinstea fondatorului Emiratelor Arabe Unite, de unde își trage și numele, a fost construit între 2003 și 2007,
și a costat 175 de milioane de dolari. Atrage atenția prin arhitectura originală și spectaculoasă, mai ales prin sistemul de iluminare din timpul nopții. Podul suspendat, Capilano Suspension Bridge, este unul dintre cele mai memorabile și remarcabile atracții din Vancouver, Canada. Construcția e situată într-o zonă pitorească, la doar câteva zeci de minute de călătorie din oraș. Capilano are o lungime de 70 de metri, la o altitudine de 137 de metri deasupra albiei unui râu torențial, înconjurat de tufișuri dese ale pădurilor verzi. După mai multe renovări și fortificări, podul este absolut sigur și solid, puteți merge liniștiți să nu vă faceți griji în privința faptului că nu va rezista cablul sau se va prăbuși o treaptă. Cu toate acestea, atunci când bate un vânt puternic sau pe pasarelă se află mai mulți oameni, podul balansează, adăugând adrenalină turiștilor. În ciuda faptului că podurile suspendate se consideră cele mai periculoase, anume, din astfel de construcții este alcătuită lista celor mai periculoase poduri din lume și mai nesigure, fluxul turiștilor care vizitează Capilano nu se mai termină. Aceste locuri sunt adesea prezentate în numeroase filme, fotografii profesionale, precum și în calendare. Un binecunoscut simbol londonez, Tower Bridge, a fost construit între anii 1886 și 1894, fiind considerat una dintre marile realizări inginerești ale vremii. Are la bază o structură victoriană clasică din fier și oțel, îmbrăcată în piatră, pentru a se potrivi cu aspectul medieval al vecinului său, Turnul Londrei. Până nu de mult a fost ultimul pod de șosea peste Tamisa, înainte de vărsarea ei în Marea Nordului, și rămâne singurul pod basculant din Londra. Această caracteristică permite vaselor mari să intre în aglomeratul bazunt superior al Londrei, un centru al antrepozitelor în epoca victoriană. În perioadele de vârf, el se ridica și cobora de 50 de ori pe zi. Azi se deschide în medie de 18 ori pe săptămână pentru a permite intrarea a embarcațiunilor înalte, a vaselor de croazieră, etc. Acum, structura sa găzduiește expoziția Tower Bridge, o expoziție informativă multimedia ilustrând istoria podului. De asemenea, puteți intra în clădire pentru a vedea camerele originare ale motoarelor din perioada victoriană, folosite la ridicarea pieselor basculante din 1849 până în 1976. Pasarelele aflate la mare înălțime, 43 de metri, au fost proiectate pentru a permite trecerea pietonilor atunci când podurile basculante erau ridicate, iar priveliștea de aici este inegalabilă. Nenumărate alte poduri construite în toate părțile lumii dau personalitate locurilor. Au fost proiectate și pentru utilitatea lor, dar și ca veritabile opere de artă. Pitham Bridge din Olanda, podul Charles din Praga, Helix Bridge din Singapore, podul Shahara din Yemen, și așa mai departe. Sunt Cristian Alexandrescu și aștept cu interes părerile voastre în secțiunea comentarii de mai jos. Comentariile voastre, care sunt animate de bune intenții, după cum bine ați observat, sunt luate în considerare. Pe curând!